Lăudați să fie Domnul! Stimată biserică, o să citim în această seară din Cartea Esra, capitolul 4 și în cinstea Domnului, vă rog respectos să vă ridicați. Esra, capitolul 4, pagina în Biblie 490. Vrășmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Răzorobabel și la capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și îi aducem jerfe din vremea lui Esar Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să l împiedice să zidească. Și-au mituit cu preț de argint pe sfednici ca să îi zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul Persilor, până la domnia lui Darius, împăratul Persilor. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor lui din Iuda și din Ierusalim. Și pe vremea lui Artaserxe, Bishlam, Mitredat, Tabel și ceilalți tovarăși de slujbă ai lor au scris lui Artaxerxe, împăratul Persilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. Dregătorul Rehum și logofotul Shimshai au scris împăratului Artaxerse scrisoarea următoare la Ierusalim. Dregătorul Rehum, logovătul Simshai și ceilalți tovarăși de slujba lor, cei din Din, din Arfarsetac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam și celelalte popoare pe care le-a mutat marele și vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samarie și în celelalte locuri de dincolo de râu și așa mai departe. Iată cuprinsul scrisorii pe care a trimis-o împăratul Artaxexe. Robii tăi, oameni de dincolo de râu și așa mai departe. Să știe împăratul că iudeii plecați de la tine și veniți printre noi la Ierusalim, zidezi din nou cetatea aceasta răzvrătită și rea. Îi ridică zidurile și îi dreg temeliile. Să știe dar împăratul că dacă se va zidit cetatea aceasta și îi se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere și vesteria împărătească va superi din pricina aceasta. Și fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești și nu ne șade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste știri să se facă cercetări în cartea cronicilor părinților tăi și vei găsi și vei vedea în cartea cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraților și ținuturilor și că s-au dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. Facem cunoscut împăratului că dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă îi se vor zidi zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire din coace de râu. Iată răspunsul trimis de împărat regătorului Rehum, logofotului Shimshai și celorlalți tovarăși ai lui de slujbă care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. Sănătate și așa mai departe. Scrisoarea pe care ne a trimis-o a fost citită în tocmai, înaintea mea. Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că din vremuri vechi cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraților și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpân peste toată țara de dincolo de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere de drum. Ca urmare, porunci să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea un voire din partea mea, Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta ca să nu crească răul acesta spre paguba împăraților. Îndată ce s-a citit cu prinsul scrisorii împăratului Acta Serxe, înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Simșai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim la iudei și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul perșilor. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reocupați locurile, frați și surori. Suntem înaintea Domnului din nou, am deschis cartea prin care Dumnezeu ne-a vorbit în ultimii ani sau în ultimii zeci de ani, așa se face că ne-am convertit Primindu-l pe Domnul în inima noastră, ne-am de păcatele noastre trecute, am acceptat perspectiva unei vieți trăite în puritate, în unitate, lăsând de dragul Domnului și al lucrării sale multe din cele ce până atunci n-am fi putut să lăsăm. În seara aceasta am venit din nou în grabă la casa lui Dumnezeu, nu că n-am avea ce face acasă, ci pentru faptul că vrem să ne închinăm. Știm în inima noastră că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. De asemenea, avem nevoie de ispășire, avem nevoie să fim iertați de greșuri și alunecări. Și cerem de la Domnul Milă, în numele Domnului Isus. De asemenea, avem nevoie să continuăm edificarea, instruirea, desăvârșirea noastră duhovnicească. Și aceasta se poate întâmpla doar în situația în care ne aplecăm cu umilință și cu mare interes, mai cu seamă în mijlocul poporului, unde Dumnezeu a așezat oameni care spun cuvântul pe înțelesul nostru. În această seară suntem înaintea Domnului și după timpul de rugăciune, cântări, închinarea prin darurile noastre financiare, am ascultat deja un cuvânt care ne-a prezentat un tânăr, bogat, înțelept, dar neduhovnicesc. Și lecția este următoarea. Oricum ai fi, dacă nu te pocăiești, ești nefericit și te duci în iad. Acum, cea de-a doua predică are legătură cu câteva dintre călătoriile din Vechiul Testament. Suntem la ultima călătorie din Vechiul Testament. Suntem la călătoria revenirii acasă, a repatrierii evreilor dintr-o robie în Egipt de 70 de ani. Și dățile trecute am spus câte ceva despre asta. Meastră, imaginați-vă că sunt mai bine de 100 de ani în toată experiența asta, ce să vorbești tu în 20-30 de minute. Cele două cărți istorice, Ezra și Nemia, prezintă procesul repatrierii evreilor din robia Babilonului și evenimentele din perioada post-exilică și anume întoarcerea din Babilon și rezidirea Templului, și acestea sunt în primele șase capitole din Cartea Ezra. Perioada aceasta se încadrează aproximativ în anul 538 și 516, aproximativ doi ani, și de asemenea restaurarea socială și religioasă, spirituală a națiunii, și aici este vorba de la Ezra 7 în sus până la capitolul 13 din Neemia. Cu alte cuvinte, o carte și jumătate. Aici este vorba de o perioadă mai lungă de timp, 458-420 de ani, aproximativ 38 de ani. Ceea ce vreau să vă spun în această seară o să împart în două mici puncte, capitole, părți, și în prima parte o să vorbesc despre repatrierea din Babilon și rezidirea Templului în Ierusalim, potrivit raportului cărții Ezra. O să împart cartea aceasta în capitole sau părți de capitole și o să spun câte ceva ca în mintea noastră să avem o perspectivă istorică a vremii de atunci, să înțelegem caracterul lui Dumnezeu, dreptatea care se împletește cu dragostea, dreptatea ce pedepsește și dragostea care oferă o a doua șansă, dar să înțelegem și aplecarea sau tendința omului înspre păcat. Și în orice situație, omul se simte atras de păcat și uneori nu se mai împotrivește. Este normal ca omul să fie atras înspre păcat și de păcat, dar la fel de normal e să se împotrivească. Dar dacă e doar atras și nu se mai împotrivește, începe sfârșitul. Primele două capitole din Ezra, 1 și 2, dacă vreți deschideți cartea și urmăriți. Sub autoritatea decretului lui Cir sau Cirus, un împărat persan, puternic, viteaz, dar foarte bun la suflet și tolerant, șeșbațar uh, și aproximativ 50.000 de evrei se întorc în Ierusalim. Dacă ne uităm în capitolul 2 din Ezra și în mod deosebit la versetul 8 din capitolul 1... Citim, Cir împăratul perșilor le-a scos prin mitredat visternicul care le-a dat lui Șeșbațar, în paranteză Zorobabel, în original. Nu există paranteza cu Zorobabel, pe asta a pus-o Cornilescu când a tradus Biblia, fiind conștient că Șeșbațar acesta este Zorobabel. Adevărul este că în lumea teologică nu există o siguranță că acest Șeșbațar este Zorobabel. De aceea, sunt câteva opinii teologice cu privire la asta. Asta evident că este un mic detaliu din Biblie, dar noi ne-am oprit să cercetăm detaliile, pentru că principiile le-am cercetat mai de mult, că venim de departe urmândul pe Domnul. Scriptura spune aici că era un prinț al lui Iuda și că a fost numit guvernator de Ezra. De cir, dar în Ezra, capitolul 5, versetul 14, se spune că a început rezidirea. Începând cu capitolul 2, în fruntea poporului, este Zorobabel. Nu mai apare deloc șeșbatar și apare Zorobabel. Și el apare ca lider care împreună cu preotul Iosua pun temelii rezidirii. Capitolul 3, versetul 10 și 6. La această dilemă există aceste două posibilități. Șeșbatar acesta este Senazer, al patrulea fiu al lui Ioachim, 1 cu 3,18, adică unchiul lui Zorobabel. Aceasta este o opinie. cea de-a doua, pe care și eu o împărtășesc, este faptul că acest șeșbatar, așa cum spunea preotul Dumitru Cornilescu, care a tradus... Această versiune pe care noi evanghelicii o folosim în perioada aceasta Este aceeași, aceeași persoană cu Zorobabel Motiv pentru care există în Ezra 5 cu 14 expresia aceasta Așa zisul șeșbatar Zorobabel, așa zisul șeșbatar Aceasta foarte probabil că a fost o poreclă Și, și asta se folosește că un om are un nume Dar se zice Ion, așa zisul uh, nu știu cum în funcție de anumite aptitudini sau împrejurări prin care el a trecut în viață. Oprindu-ne la capitolul 3, Iosua și Zorobabel cu familiile lor rezidesc altarul și reașează sistemul de jerfe. Ceea ce vreau să subliniez în această seară și vă fac atenți ca să vă concentrați în direcția aceasta, este să observați cum s-au organizat niște oameni și să acceptați faptul că tot ceea ce le-a dat lor succes este organizarea. Până să ajungă aceste căpetenii în țară, erau aceiași oameni, dar pentru că n-au fost niște lideri care să impună organizarea, țara era de râpă, adică era în faliment. Vin oamenii aceștia și încep să organizeze lucrurile și observați că organizează spiritual și organizează administrativ. Observați că în întâmpinarea organizării vin oameni care îi ajută, dar vin și oameni care le stau împotrivă primesc ajutor, dar primesc și bariere și împotriviri. Și această organizare se întinde pe perioadă de mulți ani. Sunt eforturi, sunt dezamăgiri, sunt ridicări prin credință, luarea de la început și poporul continuă să se organizeze. Vreau să observați că eu voi pune în evidență în această seară cum se organizează poporul acesta. Și încă o dată să ne aducem aminte că orice popor organizat este opus unui popor dezorganizat. Și orice popor organizat merge spre succes. În timp ce orice popor dezorganizat merge spre faliment. Mergeți într-o țară din Africa și veți vedea că totul baltă, dezorganizarea, definiția dezorganizării, stilul lor de viață. Îi veți vedea că mănâncă rădăcini de pom. Ar putea și ei să nu mai mănânce rădăcini de pom. Să se organizeze, să-și cumpere animale, să lucreze pământul, să facă ceva dar le place confortul pe care îl oferă dezorganizarea. Pentru că țările cele mai organizate sunt cele mai stresante. Pentru că îți face program. La ce oră te trezești? La 6, ok? La 6 și 5 ești în mașină și pleci la lucru. Și la ce oră vrei să, să mănânci? La 12. Să știi că ai 15 minute, mănânci repede și la un te apuci din nou de treabă. E organizarea, știe fiecare clipă ce faci, unde ești. Asta pune o mare presiune pe individ. Pentru că nu are timp personal. Dar sigur că producția e mare. Acum am mai putea să o punem și o altă întrebare. Pentru cine e mare? Că e mare, e sigur, dar pentru cine? Sigur că pentru împărat. Că asta e definiția împăratului. Ei, revenind, aș vrea să spun faptul că în capitolul 3 se vorbește despre zidirea templului și așezarea temeliilor. Oamenii aceștia acum ajung să apucă de treabă. Măsoară aduc materiale, folosesc resursele cu care au venit din împărăția lui Cir și pur și simplu se apucă de treabă. Capitolul 4. Ei, când au ajuns în țara lor, de unde au plecat cu 70 de ani în urmă, observați că găsesc popoare păgâne pe care i-a adus asirienii ca să repopuleze împărăția de nord, pe care a golit-o de cele 10 seminții pe care le-au împrăștiat peste tot prin lume. Și popoarele acestea, păgâne, s-au așezat în proprietățile lor. Acum ei au venit și urma să-i scoată afară. Imaginați-vă că ăștia, acum, urmau să piardă casele lor, livezile lor, vițele lor, vița lor de vie și tot, tot ce au găsit acolo pe gratis. Și sigur că au încercat să îi oprească să construiască, au încercat să-i scoată, să-i descurajeze, să-i omoare, să-i sperie și așa mai departe. Dacă ne uităm bine în carte, observăm câteva metode pe care le-au le avut oamenii aceștia și intenționat am citit capitolul 4 ca să pun în evidență metodele acestea. O să citesc doar câteva dintre ele și vreau să vă atrag atenția. Uitați-vă dacă se potrivesc cu metodele care uneori se întâmplă între noi. Între noi în casele noastre, între noi în bisericile noastre, între noi în serviciile noastre, între noi între rudele noastre. Între noi în viața socială. Uitați-vă, vă rog frumos, și veți constata, ca și mine, că se repetă. Și acum, uitați-vă în carte, capitolul 4. Observați mai întâi cum îi numește Biblia pe oamenii ăștia, adică popoarele păgâne. Versetul 1. Vrășmașii lui Iuda și Beniamin. Versetul 4. Oamenii țării. Felul în care sunt numiți este destul de negativ. Dușmanii poporului. Și acum dușmanii poporului vin la popor, vin la căpetenii la Ezra, la Zorobabel, Ezra încă nu era acolo, și spun următoarele lucruri, permiteți-ne să zidim și noi cu voi. Ce înseamnă asta? Asociere. Permiteți-ne și nouă să fim împreună cu voi, să slujim împreună cu voi, să ne închinăm împreună cu voi, să construim împreună cu voi, să ne asociem cu voi. Dar o astfel de asociere din, din punct de vedere al lui Dumnezeu, și al poporului evreu, era una vinovată. Și liderii, pentru că au minte, spun nu. Printre rânduri, ne-ar place să vă lăsăm, pentru că am terminat mai repede, ne-ar fi mai ușor, am fi mai mulți, dar nu se cade să ne asociem cu voi. Voi sunteți dușmanii poporului lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, când diavolul vrea să distrugă un om, o familie, o biserică, o congregație, un grup de oameni, Duce în între ei niște oameni care par la început ca ei, dar cu timpul își arată adevărata identitate și din interior îi distrug. Cel mai ușor distrugi pe cineva din interior. Și asocierea aceasta nu era altceva decât acceptarea ca niște oameni vrășmași cu ei să vină între ei și să lucreze împreună cu ei. Și astăzi există naivitatea unor lideri care spun Lasă-l și pe el pentru că Lasă-l și pe el pentru că Și oamenii cred că aceasta este dragoste Fraților, asta este slăbiciune, dragoste este alta Și dacă ne uităm în carte, e ușor de sesizat Dar pentru asta trebuie să fii un om care știi să cântărești lucrurile Să te uiți în istoria umanității Și să fii responsabil de ce se întâmplă Că în momentul în care întâlnești un dușman și ești iubitor cu el, el folosește slăbiciunea aceasta și te omoară. A doua metodă, dacă au văzut că nu sunt acceptați, observați expresia, atunci oamenii aceștia ai țării dușmanii poporului s-au dus la popor, dar nu de la lideri, că cu liderii nu s-a înțeles. Liderii l a spus clar, nu aveți ce căutați în moștenirea lui Dumnezeu. S-au dus la oamenii din popor, și știți ce a făcut? Le-a muiat inima. Cu ce le-a muiat inima? Nu le-a făcut medicamente, i-a înfricoșat, i-a speriat, i-a descurajat și n-au mai fost în stare să muncească, n-au mai avut motivație, n-au mai avut pasiune, n-au mai avut râvnă. Dar cum? Le-a spus lucruri negative. Păi voi credeți că o să biruiți atâtea aici? Ăștia o să vă omoare. Căpeteniile astea au venit în fruntea voastră, dar ăștia vă expun, vă cheltuiesc banii, vă expun soțiile, copiii, v-a adus aici ca să vă prăpădească. Ei vor să-și facă carieră cu voi, să fie lideri peste mulțim de oameni. Dar să știți că nu vă vor binele, noi vrem să vă spunem riscurile la care vă expuneți. Potoliți-vă că vă pierdeți cu familiile voastre Și le-a muiat inima Aceiași oameni când s-au dus la lideri Liderii le-a spus N-aveți ce căuta voi în moștenirea Domnului Că voi nu sunteți de-ai noștri S-a dus la popor și poporul în relațiile lor sociale, profesionale, cine știe pe unde s-au întâlnit, ca vecini și a plecat urechea la gunoiul adus de diavolul și pur și simplu n-au mai fost buni de nimic. Până atunci au lucrat cu spor, și dintr-o dată lucrările s-au oprit. Cine i-a oprit? Dușmanii. Dacă dușmanii n-au fost, fost lăsați să lucreze din interior, au început din exterior și tot au biruit. Întotdeauna diavolul are metode multe cu care să vină într-un grup, într-o familie, în viața unui om, într-o societate, într-o țară, într-un oraș, într-un grup de rudenii, ca pur și simplu să-i pună cap în cap și să nu se mai înțeleagă un cu persoana. Uitați-vă la a treia metodă. Prima e asociere vinovată, respinsă de lideri. Doi, influență meschină. Liderii n-au mai avut niciun acces. Că nu o să meargă liderul după dumneata când te duci la magazin să vadă cu cine vorbești. Pe cine primești acasă ca să bei cafea sau cu cine vorbești la telefon și îți umple inima de... Să nu spun de gunoi că sună urât. Biserica asta nu e bună! Locul ăla nu-i bun, aia nu-i bună, aia nu-i bună. Domne, și îți prezintă o lume de aproape mai bine să te sinucizi decât să trăiești în lumea asta. Aproape că e mai bine așa. Aproape că e mai, e mai neprihănit diavolul decât oamenii despre care ți vorbești, oamenii ăștia. Tot negativ, totul e negativ, totul e negru, totul e urât. Au murit oamenii de bine. Toți sunt niște bandiști și niște meschini. Și inima ți se moaie. Și zici, domne, eu acolo dau bani. Eu acolo mă duc să pun viața mea, timpul meu, am un pic de timp liber, în loc să mă duc să mă relaxez, că mâine o iau de la capăt, mă duc acolo să muncesc pentru șmecheri ăștia. Așa au fost oamenii ăștia mințiți, influență meschină. De ce? Pentru că și-au plecat urechea la vrășmași, crezând că le sunt prieteni. Sigur că îți trebuie un pic de naivitate să cazi în cursa asta, dar nu multă. A treia problemă, i-au mituit cu preț de argint pe lideri, pe sfetnici. Cine sunt sfetnicii? Oamenii cu care liderii se întâlneau ca să se sfătuiască. Orice lider are nevoie să se verifice când ia o decizie și are un grup de oameni pe care îi vede mai echilibrați, mai luminați la cap, mai logici, mai stăpân pe sine și îi cheamă și zice așa, uite ce am de gând să fac, voi cum ziceți că i bine? Și se consultă cu 1, 2, 3, 5 ca să se verifice că și liderul e doar un om, ca toți ceilalți. Și observați ce s-a întâmplat. Vrășmașii au știut, s-au dus și au cumpărat cu gologani, cu bani. Le-a dat argint. Și pentru argint au uitat și de fidelitate, au uitat și de angajament, au uitat și de prietenie, au uitat și de onoare, ca argintul bate onoarea. Că nu o să-ți pâine cu onoare, dar cu argint îți cumperi. Și dintr-o dată, vrăjmașii i-au cucerit pe sfednici și i-au momit pe cei din popor. Și scriptura spune: Au mituit cu preț de argint pe sfednici ca să zădărnicească lucrarea. Asta este mituirea sfednicilor, mituirea liderilor. Dacă mergem puțin mai departe. Observați că scriu o scrisoare la împăratul care avea autoritate și peste ținutul unde trăiau ei. Ei tocmai se întorseseră de acolo după 70 de ani de robie. Și acum aceștia, vrăjmașii ăștia pe care i-au găsit evrei la repatriere în țară, scriu o scrisoare la împăratul care i-a să plece de acolo. Și uitați ce scrie: să știe împăratul că ăștia vor să zidească. Dar ăștia zidesc o cetate rea. Întrebare. Care este dovada ta, scritorule, că cetatea e rea? El nu aduce niciun argument. Face niște acuzații fără argumente și fără dovezi. Frați și surori, trecând prin viață, mi-am dat seama că sunt oameni care nu fac legătură între acuzație și dovadă. Eu am întâlnit oameni care au spus așa. Am auzit că ești acuzat de. Te rog frumos să te dezvinovățești. Frați și surori, omul acuzat nu trebuie să se dezvinovățească de nimic. De nimic nu trebuie să se dezvinovățească. O simplă acuzație egal cu zero până la prezentarea dovezii care, care susține acuzația. În momentul în care se prezintă o dovadă care susține acuzația, dintr-o dată omul acuzat e obligat să se dezvinovățească. Să aducă dovezi. Că nu e vinovat. Dar simpla acuzație nu îl incriminează în niciun fel. Că cineva poate să vină și să spună despre noi toți: pe tine te-am văzut cu țigarea, pe tine te-am văzut cu sticla, pe tine te-am văzut zburând, pe tine te-am văzut mâncând pionieze, poate să spună orice. În absența acuzațiilor, în absența dovezilor, acuzațiile sunt vorbe ale unor oameni invidioși. Dacă ai o acuzație, trebuie să ai o dovadă care face acuzația de luat în seamă. Dacă nu există dovezi, acuzațiile acestea sunt egale cu zero. Iar omul acuzat nu are nicio obligație să își demonstreze nevinovăția. Nevinovăția și-o demonstrează în momentul în care pe lângă acuzație apare dovada ce susține acuzația. Ei nu au nicio dovadă au însă acuzații. Și uitați ce îi spun împăratului, ăștia nu vor mai plăti bir. Păi de unde știa el că nu vor mai plăti evrei bir? Nu mai plătesc taxe. De unde știa eu că nu plătesc evrei taxe? De unde să știi dumneata ce o să fac eu peste 2 ani? De unde să știu eu ce o să fac dumneata peste 2 ani? Suntem vreo unul dintre noi doi Dumnezeu? Nu. Dar atunci, atunci când vrei să momești pe cineva, atunci când vrei să acuzi pe cineva, faci declarații, dar declarațiile nu sunt susținute de dovezi, ci doar de vorbe goale. E adevărat că la oamenii care nu știu să judece, asta prinde. Oamenii care știu să judece spun așa, ai dovezi pentru ce afirm? Nu. Atunci te rog frumos, iartă-mă că am un pic de treabă. Nu mi-o mie inima cu gunoaiele tale și mă face și pe mine să miros urât cu miroși tu. Dacă nu există acuzații, bazate pe dovezi, acuzațiile nu au absolut nici o relevanță. Unde în lumea asta există un judecător care condamnă pe cineva pentru o acuzație fără dovadă? Unde? Nicăieri. Dacă vine cineva la dumneata și spune, băiatul dumitale a consumat alcool, care e prima întrebare care îi o pui? Cine l-a văzut? Vreau să vorbesc cu persoana care l-a văzut. Și atunci eu te întreb, bine domnule, dar n-ai încredere în spusele mele? Nu e așa că ai nevoie să vorbești cu persoana care l-a văzut și să-l întrebi: Tu l-ai văzut cu ochii tăi? La ce oră? În ce loc? Ce avea în mână? Cu cine mai era? Ai nevoie de dovezi care să te convingă că este adevărat. Simpla acuzație creează suspiciune, probabilitatea, dar nici vorbă de siguranță. Frați și surori, omul acesta a știut să judece, dar și cei care au acuzat au știut cum să se comporte. Priviți câte gloanțe au avut. Asociere vinovată, influență meschină, mituirea liderilor. Și acuzații nedrepte Să știe împăratul că ăștia își vor redobândi autonomia și independența Nu ți vor mai plăti taxe Se vor separa din, din, de imperiul tău Cine să se separe 50.000 de sclavi Care nu mai știau nici să citească și nu mai știau de ei Ăștia se puteau lupta cu imperiul Medo-Persan Care conducea lumea Cât de nefondate și de copilărești sunt acuzațiile lor Dar observați că la un împărat obosit Care a stat probabil să tea jumătate din timp beat și avea un harem de zeci și zeci de femei, iertați-mi exemplele, ăsta n-a mai avut timp să judece cazul unor sclavi care se aflau la limita, la periferia imperiului lui și a dat crezare logofeților, adică liderilor, administratorilor pe care el i-a pus în colțul ăla de imperiu să țină sub stăpânire zona. Și știți ce s-a întâmplat? Lucrările la casa Domnului s-au oprit. Ascultați-mă, frați și sorori, datorită unor minciuni, datorită unor acuzații nefondate și nebazate pe dovezi, datorită unor mituiri sau asocieri de toate felurile, datorită unor influențe, se pot opri lucrările la casa Domnului. Și acum când spun casa Domnului, nu mă refer la o biserică locală de aici sau de dincolo, și mă refer la casa lui Dumnezeu de pe tot pământul. Lucrările la casa Domnului nu trebuie să se oprească niciodată. Orice lucru care oprește lucrările la casa Domnului este făcut de diavolul, nu de Dumnezeu. Dumnezeu nu își opre, oprește propria companie care produce oameni sfinți, care produce puritate și care produce închinare pentru lauda numelui Său. Numai diavolul care îl urăște pe Dumnezeu vrea să oprească lucrările la casa Domnului. Orice persoană care moaie inima poporului nu este trimis de Dumnezeu. Dumneata ți-ai muia inima propriului copil, l-ai speria să zici, nu te mai duce la școală, că am auzit că într-o școală unul a venit cu un pistol și a împușcat niște studenți, nu te mai duce că s-ar putea și în școala ta să vină și să te împuște. Așa te compoți dumneata cu copilul dumitale? Nu! Dar cum îi spui? Du-te liniști, fiule, și învață că Dumnezeu te va păzi. Mă voi ruga pentru tine. Iată dar cum îl încurajezi. Iată dar cum îi ridici moralul. Iată dar cum nu te, te lești de un exemplu pozitiv. N-ar putea să vină cineva cu pistolul chiar în clasa, în școala copilului dumitale? Ba da. Da, dumneata îi spui, nu se va întâmpla asta. Iată dar cum privești pozitiv, privești optimist. De ce? Vrei să-i dai arip copilului, nu să le tai. Ce intenții au cei care tai aripile? Ca să nu mai zburăm, dar de ce să nu mai zburăm? Ca să nu mai ajungem acasă, dar de ce să nu mai ajungem acasă? Diavolul vrea să rămânem cu el. Frați și surori, noi am creat un automatism de a asculta predici. Și uneori nu le mai legăm de viața practică, ci pur și simplu le tratăm ca pe niște concepte și le lăsăm acolo. Nu ni le însușim personal. În această seară vă recomand cu tot respectul la vârsta la care noi am ajuns, să ne uităm la viață și prin prisma acestor experiențe și să știm să deosebim stânga de dreapta. Să nu fim niște victime în calea unora care vor să calce peste sufletele noastre, oprind lucrările de la Casa lui Dumnezeu. Să ne simțim responsabili de înaintarea lucrării de la Casa lui Dumnezeu. Pentru că eu nu voi avea nicio răsplată dacă lucrările de la casa lui Dumnezeu, unde și eu sunt parte, nu înaintează. Este menirea mea și a dumitale să punem din resursele pe care ni le-a dat Domnul. Să n-am mâini, dar cu două picioare pe care le am va trebui să fac ce pot. Să n-am picioare, dar cu două mâini pe care le am va trebui să fac ce pot. Să n-am milioane, dar cu cenții pe care i-am va trebui să fac ce pot. E responsabilitatea bisericii să interzică oprirea lucrărilor la Casa Domnului. Este responsabilitatea liderilor să nu se lase influențați. Este responsabilitatea sfednicilor să nu se lase mituiți. Este responsabilitatea poporului să nu se lase momit. Este responsabilitatea celor din autoritate să nu se lase cumpărați. Lucrările la Casa Domnului trebuie să meargă înainte când Domnul a fost în situația să oprească lucrările la casa Domnului, spunând, Tată, dacă e posibil, de la o parte paharul ăsta de la mine, a spus conștient că se va opri lucrările de la casa Domnului, următoarele cuvinte, dacă totuși trebuie să trec pe aici, voi trece. Și a început să curgă sânge, a început să fie bătut, a început să stea pe cruce, a început să stea trei zile în mormânt doar pentru faptul că a acceptat că lucrările la casa Domnului vor continua chiar dacă pe El îl doare și chiar dacă El suferă. Ar trebui să ne pese mai puțin de noi și mai mult de lucrările de la casa Domnului. Dacă această responsabilitate ne va domina viața și existența, atunci locul unde noi suntem în casa lui Dumnezeu, Va fi o bucurie pentru numele Domnului și va fi o stare de liniște și de mare bucurie pentru oamenii care vin să se închine acolo. Aș vrea să ne rugăm Domnului și fiecare să se roage după călăuzirea pe care o va da Duhul. Ne ridicăm și ne rugăm.